Salut! Azi discutăm despre Canon G5X. În luna noiembrie a anului 2015, cei de la Canon au mai adăugat un excepțional aparat ce face parte din gama compactelor cu un senzor de 1 inch. Canon G5X se dovedește a fi mult mai pretențios și având specificații ceva mai bune decât G7X. Cu mai multe butoane de control, un ecran rabatabil pe toate direcțiile și un corp îmbunătățit, Canon G5X preia toate părțile bune de la G7X și le pune în acest corp mult mai orientat din punct de vedere fotografic. Ce vreau să spun cu acest lucru? Ei bine, senzorul de 20 de megapixeli și sistemul de focalizare în 31 de puncte ne lasă să obținem imagini foarte sharp în mai toate situațiile în care se poate afla utilizatorul. Un mic dezavantaj ar fi faptul că se pierde puțin pe partea de compactitate față de echivalentul său G7X, dar vizorul OLED cu 2,36 de milioane de puncte și senzorul retroiluminat ne fac să încercăm să ignorăm totuși acest aspect. Lentila din construcția sa, echivalentă 24-100 de mm în format full frame, oferă o performanță ridicată pe toată plaja focală, iar faptul că este suficient de luminos, și anume diafragma f1.8 până la 2.8, ne dă prilejul de a-l folosi într-un ambient cu lumină scăzută. De asemenea, de precizat faptul că tot sistemul este rulat pe un procesor DIGIC 6, ceea ce oferă un ISO ce variază între 125 și 12.800. Dacă doriți să-l testați sau vreți ceva mai multe informații, vă așteptăm în showroom-ul nostru.